Super. Super? Cum a fost? Super tare. Vecina? Da. Prima etapă de viteză în coastă pe 2008, prima dată în viața ta, singură, așa-i, cu un singur scaun, într-o mașină de curse, pregătită, da, de Ricci Vora, o bombă de mașină, cum ai mers? Așa. Pe ce loc ai ieșit la fete? N-aș putea să spun. Eu am aflat că ai ieșit pe 2 la fete. E posibil să te bată cineva? Nu știu dacă ai ieșit pe 2 la sau fete. Sau tu n-ai mers la concurs astăzi? Nu, chiar n-am mers la concurs. Obiectivul meu a fost unul foarte modest și foarte simplu. Și ar vrea să mă învăț cu mașina, să învăț trase, să învăț vitezele. Nu ai făcut teste pe Valea Dumanului? Nu, nu cu mașina asta. Am înțeles. Nu, mașina asta de-abia astăzi m-am cărat cu ea prima dată. Te-ai cărat, asta e o vorbă de-a voastră din Reșița, da, am întâlnit-o prima dată acum câțiva ani când mi-am venit acolo, hai, vrei să te cari și pe tine până sus? Da, da, corect. Bine, te felicităm pentru faptul, mulțumesc, că te-ai decis să urci la volan și să, da, te dai dacă tot veniți. Da, normal, normal. Foarte bine, să sperăm eu cu ocazia asta mult, o să vină mai mulți spectatori, așa că te rugăm să faci spectacol, da? Bineînțeles. Bine, Bettina, felicitări încă o dată. Mersi frumos. Bine, pa, pa. Pa.